Forțele de muncă și-au propus să schimbe modul de înregistrare a șomerilor. În perioada următoare și Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj va dispune de scanere necesare funcționării sistemului informatic. La sediul Agenției Municipale pentru Ocuparea Forței de Muncă din București a avut loc testarea sistemului informatic Start Prepaid, care va asigura mijloacele electronice necesare pentru emiterea, înregistrarea, stocarea, gestionarea și raportarea informațiilor referitoare la plata indemnizațiilor de șomaj către beneficiarii acestora, după cum se arată într-un comunicat de presă al instituției. Noul soft facilitează procesul de înregistrare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. În prezent, sistemul informatic Start Prepaid este funcțional la nivelul întregii țări, în unitățile desemnate pentru prelucrarea datelor persoanelor în căutarea unui loc de muncă, informează Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.